Oana Antonescu subliniază că în prezent obezitatea este o problemă generalizată la nivelul Uniunii Europene, care poate fi soluționată eficient pe termen mediu prin implicarea puternică a autorităților comunitare și prin sprijin consistent din partea guvernelor naționale. Statisticile trag un puternic semnal de alarmă. Conform unui studiu al Comisiei Europene, peste jumătate dintre cetățenii Uniunii Europene sunt supraponderali sau obezi. Dacă nu reacționează acum în fața pericolului reprezentat de obezitate, Europa riscă o adevărată explozie a cazurilor în următorii 10 ani. Tocmai de aceea este vital ca toți factorii de decizie să fie conștienți de riscurile reprezentate de obezitate. Un prim pas în acest sens trebuie să fie, în opinia mea, recunoașterea obezității ca boală cronică la nivelul tuturor statelor membre UE, declară Oana Antonescu. În ultimii ani, autoritățile comunitare au făcut pași importanți pentru combaterea acestui fenomen prin crearea și lansarea, în anul 2005, a Platformei Europene de Acțiune în materie de alimentație și activitate fizică, menită să promoveze importanța dietei echilibrate, mișcării fizice și stilului de viață sănătos, și prin adoptarea în 2007 a cărții albe privind o strategie pentru combaterea excesului de greutate și a obezității. Un element important este, în opinia eurodeputatei PDL, introducerea în viitor a regulilor suplimentare de etichetare a alimentelor la nivel european. Concret, producătorii de alimente vor fi nevoiți să afișeze în câmpul vizual principal al ambalajelor informații complete despre conținutul produselor. Consumatorul va avea astfel posibilitatea să știe mult mai clar ce risc poate prezenta consumul unui aliment pentru sănătatea sa, consideră Oana Antonescu. Eurodeputata subliniază că adoptarea unui stil de viață sănătos bazat pe o alimentație echilibrată și mișcare fizică zilnică este cea mai eficientă formă de luptă împotriva obezității și își exprimă speranța că tot mai mulți români să devină conștienți de această realitate. Oana Antonescu, europarlamentar PDL, face parte din Comisia de Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară din Parlamentul European.